Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Mariana Moculescu și-a făcut cont pe OnlyFans. Câți bani vrea să câștige din postarea pozelor pe platforma pentru adulți? De curând, Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a anunțat că și-a făcut cont pe OnlyFans la vârsta de 54 de ani, vedeta, care este extrem de activă și pe TikTok, K, are de gând să câștige bani de pe urma postărilor făcute pe platforma pentru adulți. Mariana Moculescu va avea conținut pentru adulți pe OnlyFans. Destul de activă în ultimul timp în mediul online, în special pe TikTok, K, acolo unde vrea să devină virală. Acum, Mariana Moculescu și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și are de gând să câștige sume frumușele în urma postărilor pe care le face. În mediul online, pe TikTok, Mariana Moculescu este urmărită de aproximativ 12.000 de persoane. 2. Cu vremurile astea știi cum este. Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri e destul de mult, vreo 2000 de euro așa. Eu sper să fac 3 milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu, a declarat Mariana Muculescu la Antena Stars. De asemenea, aceasta a povestit că înainte de a lua decizia să activeze pe celebra platformă pentru adulți, a aflat de pe internet că și o bătrânică din statele Unite ale Americii are cont pe OnlyFans, așa că s-a decis să încerce și ea să știi că înainte de a mă decide să-mi fac contul nu a fost suficient ca ale mele colege din showbiz și-au făcut conturi pe platforma pentru adulți. Și m-am documentat și pe Google și am citit că în Statele Unite ale Americii o bătrânică de 72 de ani și-a făcut un cont și că este succesul ei. Toată viața nu a avut ceva important de făcut și va trăi până va muri din asta. Atât de mare efect a avut asupra mea, încât am zis că de ce să nu fac și eu care încă mai arăt comercial, a mai spus Mariana Moculescu, pentru Antena Stars. Cum l-a cunoscut Mariana Moculescu pe fostul ei soț, Horia Moculescu? Povestea de dragoste dintre Horia Moculescu și Mariana a început pe vremea când Bruneta era doar o adolescentă. Ea avea 18 ani, iar el 48. Relația dintre cei doi a evoluat treptat, iar după doi ani s-a mutat împreună. Felul lui m-a făcut să mă îndrăgostesc de el, pentru că este un bărbat cu șarm. Avea 48 de ani când l-am cunoscut, iar eu 18. Era foarte romantic, venea la întâlniri cu flori, cu buchete mari de liliac în luna ianuarie. Mă aștepta în gară cu buchete imense de trandafiri. Îmi cumpăra cadouri care pentru mine, copil fiind, lucrurile respective mă nebuneau. Erau lucruri micuțe din tari străine, care m-a fascinat în acea perioadă a comunismului, a mai spus Mariana Moculescu pentru Antena Stars.